Bună și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă spun cum am oferit gratis jantele de BMW ale pe 17. Le aveți, vă las, adică videoclipul aici și jos în descriere, cum am cumpărat BMW-ul, acolo aveți imagini și cu ele. Nu erau pe BMW pentru că pe BMW aveam jante de 15, de aliaj cu cauciucuri de iarnă. Astea erau cauciucuri de vară. Și după ce am pus videoclipul ăla, mi-a scris cineva mesaj că dacă nu le vând. Și la momentul ăla am zis că nu le vând pentru că vreau să țin BMW-ul pentru mine. Și am zis că sunt foarte bune la vară, pentru că erau destul de rare. Și erau geante originale de BMW, nu erau aftermarket. Și între timp a venit treaba asta cu asigurările foarte mari și m-am decis ca să nu mai țin pentru că am și Ford-ul Focus, am și Volkswagen-ul Charan, aveam și BMW-ul acum cumpărat și era destul de mare asigurare și nu-mi permiteam ca să țin 3 mașini. Așa că am decis să fac BMW-ul și să-l pun de vânzare și atunci am zis că până vară nu o să mai am nevoie de jantele de 17. El între timp mi-a zis că are și el un BMW, e vorba despre un băiat din Brașov, mi-a trimis poze cum l-a recondiționat, nu știu, a zis că el l-a recondiționat, în orice caz arăta foarte frumos BMW-ul, mi-a plăcut, tot în seria 3 era, atât la interior cât și la exterior, avea poze cu el, acum nu știu dacă era mașina lui, dacă nu era mașina lui, asta nu știu să vă spun. Dar oricum mi-a plăcut cum le-a făcut și am zis că mi-a zis că o căutat să-și cumpere, ce-o găsit, o găsit doar pe 16, foarte scumpe, pe 17 și mai scumpe și așa că m-am decis atunci să îi le ofer gratis, ca să le pună pe mașină, chiar mi-a plăcut ce a făcut cu mașina și am zis că o să arate foarte bine pe mașina lui. Și i-am scris că vreau să îi le dau, îi le pun pe fan curier. A durat vreo săptămână până îi le-am pus. Le-a primit, dar nu știu ce s-a întâmplat, că nu mi-a mai scris deloc. Înapoi i-am zis să-mi facă poză dacă cumva le pune pe mașină sau să-mi zică dacă e mulțumit de ele. Geantele erau foarte bune, nu aveau nicio zgârietură, erau nemaipomenite. Acum ce a făcut cu el, nu știu, dacă mi-a luat țeapă, le-a luat, le-a vândut sau le folosește el sau le-a dat la cineva, nu știu, e treaba lui. Oricum să le folosească sănătos, oricine le are. Eu am vrut să fac un gest frumos. Acum ce se întâmplă mai departe, asta e. Oricum să le folosească sănătos cine le are. Cam asta e cu geantele și cu BMW-ul. În curând va veni și un videoclip cu el, cum e gata de vopsit și de polișat și vă voi mai arăta ce fac la el. Mai am o problemă cu el, adică mi s-a terminat bateria și nu găsesc redresorul ca să încarc să-i dau curent. Acum, nu știu, în sat nu mă pot băga pentru că e noroi în fața garajului. Am făcut niște lucrări azi vară și e noroi acolo, nu mă pot băga acum. Se dau curent cu altă mașină, dar voi căuta redresorul, dacă nu găsesc, voi căuta la altcineva și îl voi mai încărca bateria și îl voi porni, îl voi aranja, vă voi arăta. Trebuie să fac curat și în garajul ăla pentru că acolo e un dezastru, am lăsat muncitorii să-și pună sculele, eu nu am mai lucrat de vreo un an și ceva de când a venit pandemia asta și nu am mai lucrat acolo. Și un dezastru complet. Oricum o să fac un video, nu știu, și în timp când o să fac curat sau când va fi gata, tot vreau să le organizez tot foarte bine pentru că nu mai găsesc absolut nimic acolo, toate se întoarse și greu. Așa că voi face curat acolo și le voi aranja și, nu știu, probabil mă voi apuca iar de vopsit pentru că în ultima perioadă cu vopsitorii ăștia am avut doar probleme și cred că mă voi apuca iar de vopsit sau voi încerca să fac altceva, nu știu, s-ar putea să mă las și de mașini pentru că în ultima perioadă e un dezastru foarte mare cu ele. Asigurările au crescut enorm, acum nu mai poți să vinzi mașina dacă nu-i faci tu reareul, cel care o aduce în țară,
Adică care o cumpără de afară trebuie să-i facă și reareu, altfel la cine o vinzi nu mai poate să o matriculeze, înainte puteai să o aduci în țară, scoteai numere, o vindeai la altcineva, omul respectiv când vrea el avea bani și făcea reareu, o matricula, dar acum trebuie să o matriculezi tu, s-au complicat toate foarte mult, în piață la noi nu te mai lasă dacă nu ai certificat verde. Bine, asta nu ar fi o problemă, dar ar fi o problemă pentru că nu vin clienții. Eu având mașini mai ieftine de 1000-2000 de euro, în valoarea asta, veneau mai mult persoanele de la țară, oamenii ăștia nu prea vor să se vaccineze și e foarte greu să vinzi o mașină și atunci mai bine așteaptă dacă nu-i lasă fără certificat în piață, nu vin ca să-și cumpere mașină, iar pe internet e foarte greu să le vinzi lor. Probabil mașinile de 5-6-10.000 de euro trec mai bine pe internet. Nu știu să vă spun, nu am experiență acolo la sume mai mari, mașini de valoare mai mare, dar la astea știu că le vindem foarte bine la oamenii de rând, pentru că nu toată lumea avea bani să-și cumpere mașină euro 5, euro 6 din bani. Sunt și tineri, sunt și oameni mai în vârstă sau oameni de la țară care nu pun așa de mult preț pe o mașină, să-și cumpere o mașină bună. O mașină care să-i ducă la navetă, să-i ducă de aici acolo, să-și facă treaba cu ei zilnic, să fie și o mașină bună și la preț ieftin. Și astea vor trece tot timpul, dar acum puțin până se stabilizează piața, asta este. Și nu avem ce să facem. Dar cu mașinile, dacă le cumperi de la cineva care le-a întreținut, tu vii acasă, mai pui ceva pe ele, ce le lipsește și le vinzi la om într-o stare bună, tot timpul vor cumpăra oamenii. Pentru că asta e, în România, nu avem toți bani să le schimbăm așa foarte repede și să ne luăm mașini de bani mai mulți. Cam asta e, dar astea toate le vom vorbi în alte episoade. Vă voi face și videoclip cum mă uit eu la mașini când ajung în Austria, e vorba despre mașinile cumpărate de la persoane private, nu din parcuri, pentru că din parcuri e altceva, când o cumperi de la om e altceva. Și am să vă fac un videoclip la ce să vă uitați și unde să fiți atenți. Așa că rămâneți aproape, abonați-vă cei care nu sunteți abonați, nu uitați să-mi dați un like și un comentariu, asta mă ajută foarte mult și vă mulțumesc pentru susținere și că vă uitați videoclipurile mele. Așa că vă mulțumesc și ne vedem în videoclipul următor.